Conducerea Consiliului Județean a făcut astăzi publice concluziile anchetei proprii de la DGASPC Buzău după scandalul copiilor instituționalizați. Cei 5 membri ai Comisiei de Anchetă din cadrul CJ Buzău au decis sancționarea cu avertisment pentru 9 angajați de la Protecția Copilului. Este vorba de directorul general adjunct, domnul David Constantin, de șefii celor... Ștefan. Scuzați-mă, domnul David Ștefan, de membrii comisiei care a fost constituită prin dispoziția directorului general, domnul Intilescu, de a verifica admiterea în cele două centre rezidențiale 10 și 11, în componență cu un șef serviciu, Nicolae Emilia, Teodoru Alin, asistent social, Ștefan Marian, consilier juridic și cei doi psihologi. La propunerea acestei măsuri de sancționare am ținut cont de faptul că mecanismul decizional la nivelul Direcției de Asistență Socială în acest caz a fost, să zicem, puternic perturbat. Niciunul dintre angajații audiați de comisie nu a știut de punctul de vedere emis de Consiliul Județean cu privire la această măsură. Niciunul dintre cei sancționați astăzi nu a știut că biroul juridic din cadrul direcției a refuzat să dea viză de legalitate pe această măsură. Toți au fost informați că totul este în regulă și că există și acordul Consiliului pentru această măsură. După izbucnirea scandalului, directorul DGASPC Buzău Adrian Vintilescu și-a dat demisia și a intrat în concediu medical. Șefia instituției a fost preluată de adjunctul Ștefan David până la organizarea unui concurs. La începutul anului viitor, după ce va fi avizată, știți că trebuie avizată, dar va fi avizată de către ANFP. La începutul anului viitor, direcția va avea funcții publice, funcțiile de conducere toate vor fi publice, deci se vor organiza concursuri. Am luat această măsură pentru că puteam să numim interimar pe cineva, dar totuși prelungeam acest statut. La finalul concediului medical, Adrian Vintilescu își va continua serviciul la DGASPC Buzău, dar pe o altă funcție. O anchetă in rem pentru abuz în serviciu și fals au declanșat și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.